limba română, franceză, germană, filozofie sau geografie. La toate aceste materii, elevii de la Colegiul Național Decebal din Deva sunt cei mai buni din țară. Cu aceste rezultate, liceul devean urcă pe locul întâi în topul unităților școlare cu cele mai bune rezultate la olimpiade. În acest an, rezultatele obținute de elevii noștri fac mare cinste școlii. Aș vrea să menționez cele 6 premii întâi obținute de elevii noștri la concursurile naționale, la faza națională care a avut loc în această perioadă. De asemenea, premii 2, avem 4 premii 2, avem mențiuni, 7 mențiuni și mai multe mențiuni speciale. Cei mai mulți dintre olimpicii de la Colegiul Național Decebal care au venit acasă cu medalii sunt cei care au concurat la disciplina limba germană. Astfel, 5 elevi decebaliști au urcat pe podium la faza națională a acestei materii. Ceea ce îmi plăcea foarte mult la olimpiada aceasta și de ce am vrut să particip și eu într-un an este pentru că era faptul că e diferită de celelalte olimpiade. La olimpiada de germană, ca limbă străină, există probele individuale și o probă de proiect unde primim o carte și pe grupe trebuie să o punem într-o piesă de teatru, ceea ce mi se părea foarte interesant. Cum a fost la olimpiadă? A fost foarte bine, au fost activități frumoase, subiectele au fost destul de ușoare și a fost frumos. A fost o experiență minunată, am avut o grămadă de activități și cu copiii din alte județe, am fost în vizită la mănăstiri și a fost foarte frumos. A fost o experiență plăcută, din punctul meu de vedere, puțin dificilă să spun, dar am adunat foarte multă experiență, e foarte folositor pentru un elev să participe la Olimpiada Națională. Una dintre medaliatele la germană este Ana Maria Herța. Ea a câștigat timp de 5 ani locul întâi la faza națională a Olimpiadei de limba germană maternă. În ce an a fost cel mai greu la olimpiadă? Anul acesta a fost mai greu pentru că am avut un citat filozofic și a fost un alt nivel decât până acum, când scriam o povestire ușoară cu personaje și era totul în regulă. Anul ăsta a trebuit să dezvolt un pic pe tema aceea filozofică. Am avut despre bine și rău un citat și am scris un eseu argumentativ, nu tot așa o povestire, dar se pare că le-a plăcut și asta. Peste 20 de elevi ai Colegiului Devean au participat în acest an la faza națională a mai multor olimpiade școlare. Jumătate dintre ei s-au întors acasă cu premii întâi, doi sau trei. Ceilalți au luat mențiuni.